Doamnelor, domnilor, bun găsit! Încep știrile dimineții la Antena 3 Ploiești. Un sfârșit fulgerător, neașteptat și care lasă în urmă o familie îndurerată. Asta spun toți cei care l-au cunoscut pe Emanuel Savin, primarul ales al stațiunii Bușteni. A doua zi de priveghe a adus la căpătăiul fostului edil sute de persoane, rude, apropiați prieteni sau simpli localnici. Cu toții regretă moartea lui Emanuel Savin, pe care îl descriu ca fiind un om profesionist și aproape de nevoile celorlalți. Eram cu spatele la dânsul, dânsul a căzut. În următoarea, două, trei secunde am încercat să-l ajutăm, să încă respira, avea puls. Emanuel Savin, primarul ales din Bușteni, și-a dat ultima însuflare pe terenul de fotbal, acolo unde petrecea fiecare duminică în compania prietenilor. Era un împătimit al sportului și a fost chiar finanțator al celor de la Apulum Alba Iulia, în perioada în care echipa lui Ovidiu Maier a fost în ligă. Finala, am câștigat! Apoi am început să dea semne de numai de respira. L-am ajutat colegul de la salvament cu Petruț. Am continuat manevrele de resuscitare până a venit ambulanța. Pe ce a venit ambulanța, a preluat ambulanța. A făcut efort intens în timpul meciului? Nu. 3-4 minute dacă începuse. Dar fără să jocul, alege? Fără să alege, fără să... A căzut dintr-o dată, nu. A spus ceva înainte, acel ajutor, a dat semne? Nu. A căzut dintr-o dată și au curs minute contra cronometru, însă pentru edil nu s-a mai putut face într-un final nimic. Marți a fost a doua zi în care familia, rudele, prietenii, ori simpli cetățeni, i-au vegheat la căpătăi. Încă de luni, de la ora 13, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la biserica din cadrul mănăstirii Caraiman. Pare foarte rău. Am murit când făcea exact ceea ce își dorea cel mai mult. Da, da. Se antrena pentru să intre în meci, să joace. Ați mai apucat să vorbiți cu el în ultima perioadă? Joia trecută am vorbit cu dânsul. Ce zice? Era bine? Era bine, aștepta să vină prieten la el, un weekend acum. Un om extraordinar de bun, atent la nevoile celorlalți. Da, a ajutat pe toată lumea. A ajutat, chiar pe toată lumea a ajutat. Tot tineretul din Bușteni, toți i-a ajutat. Le-a dat case, le-a dat terenul, le-a dat tot. Toată speranța ca să se refacă ce începuse și au stricat alții după el, nu-l mai avem. De speranța Bușteni decât așa cineva care să aibă curajul și inima curată să ia în brațe următorul. Ce avea el de gând? Mandatul următor. Săritor. Și ajuta pe fiecare în limita posibilităților, dar nu-i lăsa. Iar soțul meu a jucat fotbal cu dumnealui. Îi place foarte mult să joace fotbal. Acum juca cu băieții mei și cu nepotul meu. Deci îl cunoșteam așa mai din aproape. Un om bun. Dumnezeu să-l ierte. Să vorbiți cu el în ultima perioadă? Nu, în ultima perioadă nu, că n-am fost pe aici, dar un om foarte bun de când a venit. Păcat, mare păcat. Grav, greu de tot. Un prieten adevărat pentru toată lumea. Și un om extraordinar de profesionism, cum spuneam mulți. Da. Slujba de înmormântare va avea loc miercuri la ora 12, iar apoi la ora 13 va fi înhumat în cimitirul din cartierul Zamora. Decesul subit al lui Emanuel Savin a șocat întreaga clasă politică. Zeci de mesaje au fost postate în mediul online de către colegii din partide, dar și oameni politici care au interacționat de-a lungul timpului cu acesta. Toți vorbesc despre el ca fiind un om determinat să rezolve orice problemă ar fi apărut, dar și să găsească o vorbă bună pentru cei care aveau nevoie. Este o veste tristă, atât ca prieten, ca coleg, ca lider, pot spune, în urma căruia vor rămâne
foarte multe momente pe care nu trebuie să le uităm niciodată, atât din punct de vedere administrativ, politic, cât și ca om. Nu știam de probleme de sănătate, din contră, știam că el tot timpul iubea sportul în continuare, îndemna pe toată lumea să facă mișcare, să facă sport, tocmai de aceea, probabil, Dumnezeu a vrut să-l ia atunci când făcea ceea ce îi plăcea cel mai mult și era cel mai drag. Pentru mulți dintre colegii săi de partid, Emanuel Savin a fost și prieten. Era un om care întotdeauna te motiva și asta mă face să zâmbesc, pentru că oricare ar fi fost problemele, atât din punct de vedere politic, cât și personal, pentru că el era, v-am spus, un prieten drag, întotdeauna găsea, era cu zâmbetul pe buze și te făcea și pe tine să fii la fel. Primăria Ploiești și-a propus să atragă aproape 160 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de termoficare. În acest sens au fost depuse 3 proiecte pentru a obține finanțare europeană. Sistemul de termoficare din Ploiești este unul vechi de zeci de ani. Este la nivelul anilor 70-80, deci sunt conducte vechi de 50 de ani în anumite zone, cu foarte multe, cu pierderi consistente de energie, izolația făcută praf, spărturi, pierderi de agent termic, deci obligatoriu trebuie îmbunătățită această situație. În primăvara acestui an, autoritățile au pus la punct o strategie pentru termoficarea din Ploiești. Aceasta presupune atât modernizarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice, cât și a instalațiilor de producție din cadrul centralei electrice de termoficare Brazi. În acest sens, municipalitatea încearcă să obțină finanțare pentru 3 proiecte. Primul proiect depus a fost cel referitor la transportul și distribuția energiei termice, de la mai bine zis transportul de la CET Brazi până în cartierele municipiului Ploiești, proiect în valoare de 57,2 milioane euro. A urmat un al doilea proiect care vizează o primă fază de producție a energiei termice, e vorba de instalarea de motoare termice, proiect de 40 de milioane de euro, depus și acceptat la Ministerul Energiei. Cel de-al treilea proiect european pentru modernizarea CET Brazi a fost depus recent. Un proiect de 60 de milioane de euro care vizează instalarea de turbine de gaze. Implementarea acestor proiecte au ca scop final scăderea prețului pentru energia termică furnizată populației. Dacă se vor obține cele aproape 160 de milioane de euro, proiectele ar putea fi implementate în aproximativ 3 ani. În fiecare an, pe 6 august, creștinii ortodoxi prăznuiesc schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos. O sărbătoare importantă care are drept semnificație momentul în care apostolii s-au convins că Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu. Schimbarea la fața Domnului este una dintre sărbătorile care au o semnificație profundă pentru creștini. Aceasta reprezintă momentul în care, aflați pe muntele Tabor, apostolii Mântuitorului s-au convins că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos, care ce înseamnă? Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu omul, în timpul activității sale misionare era văzut de oameni doar ca simplu om, dar el pe muntele Tabor își arată dumnezeirea sa. Pe muntele Tabor s-au arătat cele trei persoane de Preasfintei Treimi, Dumnezeu Tatăl cu vocea din cer care a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Dumnezeu Fiul care se metamorfozează, adică își arată dumnezeirea sa, trupul său devine mai alb decât lumina din care iradiază această energie divină necreată, iar Dumnezeu Duhul Sfânt care adumbrește muntele în chip de nor. De-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului se arată Moise și Ilie, iar la picioarele Mântuitorului stau extaziați și bucuroși, totodată, cei trei dintre cei 12 evangheliști. Enoriași au participat la slujba specifică acestei sărbători.
ca importanță pentru lumea aceasta, această sărbătoare, schimbarea la față, este și o schimbare a noastră, a fiecăruia în parte. Adică toți trebuie să ne împărtășim de această lumină dumnezeiască necreată. Dar unde ne împărtășim de această energie divină necreată sau lumină dumnezeiască necreată? Decât în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, acolo unde Mântuitorul își are locașul. Pentru că e sărbătoare mare și una importantă, și pentru că e postul Sfintei Mării și e bine să fim aproape de Biserică, de Sfinți și de Maica Domnului, care ne ajută. Pentru că fără Dumnezeu nu facem nimic, nici noi înșine n-am fi. Este una din cele mai importante, schimbarea la fața Mântuitorului. Strălucește și cu ocazia asta ne dă și nouă lumina. Adică trebuie să luăm lumina și să ne rugăm, să luminăm și noi, așa cum dânsul a luminat pe muntele Tabor. Pentru sănătate, în primul rând, să mulțumim pentru tot ce avem și, bineînțeles, pentru copii în special. Iisus Hristos s-a schimbat la față pe muntele Tabor, s-a luminat și așa poate și noi ne luminăm. Pentru ce v-ați rugat astăzi? Pentru sănătate și spor. În această zi, oamenii aduc la biserică struguri, faguri de miere, dar și alte roade ale pământului pentru a fi binecuvântate. Atât preșcolarii cât și elevii vor avea propriul portofoliu educațional. Aceasta este noua obligație impusă de Ministerul Învățământului pentru ca micuții să se poată orienta în viitor mult mai ușor în alegerea facultății și a viitoarei cariere. Cu mai multe detalii vine colega mea Ana Marin. Ana, care sunt datele? Bun găsit! Începând cu această toamnă, tuturor copiilor de grădiniță de la grupele mari și mijlocii, precum și elevilor de la clasele pregătitoare, li se vor întocmi portofolii educaționale. Acestea trebuie să reprezinte oglinda fiecărui elev, fiind astfel un prim pas al orientării în carieră. Dosarul va conține toate rezultatele școlare, fișa matriculă, notele obținute la examenele naționale sau la olimpiade, diplomele, certificatele și toate documentele primite în cadrul diverselor activități, fiind menit să îndrume pe micuț spre alegerea corectă a facultății, dar și al viitorului domeniu de lucru. Forma portofoliului educațional nu a fost încă stabilită, urmând să se decide dacă acesta va fi implementat sub formă fizică sau digitală. Ana Marin, mulțumesc foarte mult! Elevii de la școala gimnazială Radu cel Mare din Târgoviște vor începe noul an școlar în casă nouă. Lucrările la unitatea de învățământ sunt aproape finalizate. Toate clasele vor beneficia de dotări moderne. Lucrările de reabilitare și de eficientizare energetică de la școala gimnazială Radu cel Mare din Târgoviște se apropie de final. Cea mai importantă unitate de învățământ din microraionul numărul 4 face obiectul unui proiect în valoare de aproximativ 11 milioane de lei. Bani nerambursabili prin care întreg imobilul este termoizolat, este schimbată tâmplăria sau sistemul de încălzire este refăcut. Lucrările la cea mai importantă unitate de învățământ din microraionul numărul 4 sau din cartierul Radu cel Mare se apropie de final, astfel încât la momentul debutului anului școlar copiii să se poată întoarce într-o școală nouă, dotată complet și care oferă condiții foarte, foarte bune. Totodată, într-o etapă ulterioară, în cadrul unei investiții separate, va fi amenajată și curtea școlii, inclusiv prin construirea unui teren de sport multifuncțional cu suprafață sintetică. Se apropie mini-vacanța de Sfântă Mărie, cei care nu și-au planificat concediul ar trebui să se grăbească. Unitățile de cazare din țară sunt aproape în totalitate rezervate. Cei mai mulți turiști au ales litoralul. 15 august, de adormirea Maicii Domnului, este una dintre zilele libere legale din România. Cum anul acesta pică într-o zi de joi, mulți fac punte cu weekendul și pleacă într-o mini-vacanță. Au fost foarte multe solicitări pentru România. Au profitat cu voucherele de vacanță pentru că încă le mai au disponibile și au folosit extrem de mult serviciile din România, atât pe litoral în mod expres, dar nu neapărat doar litoralul, cât și partea de munte, balneo. Dar pe lângă România au mai fost destul de solicitate mini-vacanțele de 3 nopți pe Bulgaria, pe Grecia,
5 sau 7 nopți pe Turcia, Turcia în general cu avionul. Cei care nu și-au rezervat până acum o vacanță ar trebui să se grăbească, spun reprezentanții agențiilor de turism. Sunt destul de rare situațiile în care mai găsim disponibilitate, însă pot încerca. Poate mai sunt situații de anulare și atunci imediat se poate confirma rezervarea celor care sunt în așteptare. Doritorii au șanse mai mari să găsească pe ultima sută de metri un sejur în afara țării. De exemplu, pe Bulgaria, ce mai avem o disponibilitate și pentru că e proaspăt pachetul în sensul de informare, se duce pachetul undeva la un 360 de euro de persoană pentru 3 nopți de cazare la un hotel pe malul mării cu ultra all inclusiv, inclusiv șezlongurile pe plajă. Dacă vrei și transport, se adaugă suplimentar în jur de 50 sau 55 de euro de persoană dus întors în funcție de unde vrei să călătorești. Și cu mici excepții, dacă mai găsim ceva pe Turcia, aici vorbim de avion deja zona Antalya, pachetul ajunge la un 4 sau un 5 nopți, mult peste 1200-1300 de euro de persoană pe sejur. Planificarea unei vacanțe, spun specialiștii, ar trebui făcută cu câteva luni înainte. Sport acum, Clubul Petrolul Ploiești comercializează biletele pentru următorul joc de pe teren propriu împotriva celor de la Universitatea Cluj în etapa 5-a din Superliga României. Biletele disponibile pentru acest joc sunt cele rămase nevândute în cadrul pachetului ce a acumulat jocurile cu Rapid București și Universitatea Cluj. Petrolul Ploiești întâlnește Universitatea Cluj luni 12 august de la ora 19 pe stadionul Ilie Oană Ploiești. Accesul se va face și pe baza biletelor vândute anterior partidei cu Rapid București, fiind necesară prezentarea acestora în momentul intrării pe stadion. Biletele sunt disponibile acum și online. Au fost puse în vânzare biletele și pentru partida dintre Gloria Buzău și FC Rapid 1923 în etapa a 5-a din Superliga. Gloria Buzău întâlnește sâmbătă 10 august de la ora 22 FC Rapid în etapa a 5-a din Superliga. Achiziționarea biletelor pentru acest meci se poate face online de la sediul clubului de marți până sâmbătă între orele 10 și 15 sau de la casele de bilete în ziua meciului începând cu ora 16. Tarifele biletelor sunt VIP 2 110 lei, tribuna 0 60 de lei, tribuna 1 45 de lei, tribuna 2 30 de lei, peluza 2 15 lei. Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități și copiii cu vârsta sub 12 ani. Până pe 11 august în Buzău are loc Rorelli Marathon. Este un adevărat maraton de 7 zile care include și o etapă de concurs european, dar și primele două etape ale campionatului național de Rally Raid. Zeci de piloți oferă un spectacol plin de adrenalină, cartierul general fiind la Râmnicu Sărat. Aplauze pentru Alexandru Tudor. Așa ceva mai rar. Veți vedea. Râmnicu Sărat a devenit centrul celei mai rapide și lungi competiții europene de raliu de mare viteză. Până pe 11 august, Râmnicu Sărat este gazda Rorelli Marathon 2024, competiție de motorsport, rally, ride și off-road. Este cel mai lung și cel mai rapid Rorelli Marathon din Europa. Împreună cu sportivii vom parcurge și alte județe, începând în Râmnicul Sărat, Francia, Ialomița. Ne vom călăra și ne vom întoarce la Râmnicul Sărat la sfârșitul săptămânii și împreună spre să ne bucurăm de acest eveniment. Lumpiloții au avut de parcurs un traseu de 250 de kilometri prin județul Buzău. Distanțele probelor speciale vor crește treptat, ultima, cea din 10 august, urmând să aibă 550 de kilometri. La start sunt înscriși 80 de sportivi din România, Italia, Bulgaria, Germania, Cehia, Polonia, Turcia, Franța, Austria și Marea Britanie. Am organizat aici o etapă de nota 10. Avem cei mai mari campioni din Europa în domeniul Rally Ride. Rorelli Marathon 2024 înseamnă trasee ce depășesc 1500 de kilometri prin județele Buzău, Vrancea, Ialomița și Călăraș. Sunt 6 zile intense de competiție. Evenimentul este susținut de către Primăria Râmnicu Sărat și Consiliul Județean Buzău.
44 de basketbaliști din întreaga țară participă zilele acestea la tabăra giganților de la Pucioasa. Evenimentul este organizat de Federația Română de Basket. În perioada 5-11 august, Pucioasa, județul Dâmbovița, găzduiește Tabăra Giganților, un eveniment mult așteptat. Sportivii din generațiile 2012 și 2013, selectați pentru potențialul lor impresionant de către directorii tehnici regionali, au început antrenamentele. Pregătirea basketbaliștilor este făcută sub coordonarea lui Cătălin Tănase, Laura Nițulescu, Larisa Toma, Ovidiu Parnia și Ștefan Sândulache. Doamnelor, domnilor, știrile dimineții la Antena 3 Ploiești au ajuns la final, dar nu plecați. Ne revedem în câteva momente la Start Alert. Rămâneți cu noi!